În sălbaticie, femeile statornice își alegeau partenerii în funcție de puterea lor, de iscusința lor și de modalitatea lor prin care vânau cât mai mult și cât mai repede. Dacă stăm să ne gândim un pic, aceeași mentalitate a femeii când vine vorba de alegerea partenerului există și astăzi, doar că femeile și-au focusat un pic atenția mai mult către ambiția bărbatului, determinarea lui și, nu în ultimul rând, rapiditatea lui de a face cât mai mulți bani. Consider că aproximativ pe toate femeile le interesează și acest aspect, și anume stabilitatea financiară din partea bărbatului, oricât de mult ar încerca ele să nege acest lucru. Și nu este deloc ceva rău, pentru că până la urmă, oricât de mult ar încerca bărbatul să atribuie o conotație negativă acestui tipar de femeie, și să o considere o femeie materialistă. Acestea sunt într-adevăr niște femei de viitor, sunt niște femei care se gândesc foarte mult la familie și la copiii lor, ca aceștia să nu simtă niciun fel de grijă. Nu susțin ca femeia să nu-și aducă niciun fel de contribuție în acea familie, în acea relație. Doar că sunt de părere că nu există femeie căreia să nu-i placă atențiile, cadourile, ca bărbatul de lângă ea să fie atent și la nevoile ei materiale. Și aici nu mă refer la excursii extravagante și haine de firmă, ci la lucruri simple. Iar dacă femeia susține că nu își dorește toate aceste lucruri în timp ce îi aduce lui Costel berea la pat sau se duce să plătească facturile, vă spun eu că minte. Asta ori este mult prea îndrăgostită, dar după cum știți și voi, îndrăgosteala nu prea ține de foame. Când femeia are pretenția de a-i se plăti cina sau poate de a-i se oferi un suc, pentru că, da, am întâlnit și astfel de cazuri, bărbatul imediat îi pune eticheta de femeie materialistă pentru că nu reușește să îi satisfacă condițiile financiare. De regulă, acești bărbați sunt fie leneși, fie needucați, fie nu au destule posibilități financiare.